Don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Bună tuturor, eu sunt Jenna și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un video mai diferit. M-am gândit așa să vă spun care sunt erorile care se fac în modă. Am făcut liceul aici în Italia, liceul de modă. E liceul aici tehnic de îmbrăcăminte și modă. Și ceva de modă știu și eu. Și haideți să vedem care este prima... încă nasul. Mă vedeți cu ăsta, așa am zis că să fie un temă, nene. Dacă tot vorbim de modă, să fim și noi așa mai altfel astăzi. Și aici este Mati care se joacă la PlayStation. Și haideți să vedem prima chestie care nu trebuie să o folosiți altfel decât este. Adică leggings. Leggings au fost creați să fie ceva comod. Să fie ceva care... să te simți tu liber de a face gimnastică, de a face curățenie prin casă, de a... Nu sunt pantaloni, pentru că sunt transparenți. O să vă las pe aici câte o poză din niște gagiși cu leggings care li se vede curul, li se vede tot. Și mai ales partea din față, nene, să vede ce mai, să vede acolo tot chestiuța aia. Deci, leggings sunt, nu sunt pantaloni. Sunt ceva care trebuie să iei cu o bluză peste, care ți acoperă fundulețul, care ți acoperă în față. Chiar dacă arăți bine și nu ești grasă și trebuie să ți acoperi fundulețul, pentru că se vede curulețul și am făcut și rimă. A doua chestie pe care eu o urăsc și mă scoate din sărite, sunt șosetele albe cu sandale. Unde le pun aici? Adică voi, nene, dacă ți-ai pus sandale înseamnă că e cald afară. De ce mai bași șosete? Mai ales și albe. Chestia asta e pe la băieți. Băieții poartă sandale cu șosete albe. De ce chestia asta? E cald, înseamnă că trebuie să stai cu picior gol, nu ai nevoie să bagi și șosete. Următoarea chestie pe care eu mă ia nervi așa când o văd, sunt de la fetele mai plinuțe așa, care și-a bluză strimtă, de îi explodează. Și se vede șuncile și pe aici, 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 și pe aici. Și eu sunt grasă, super grasă, dar încerc întotdeauna să îmi dau o formă a corpului, adică bag niște chiloți mai înalți să-mi strâng un pic burtica, mă îmbrac cu culori un pic mai închise ca să nu se vadă toată bucata aia de carne, de zlănină, îmi iau pantaloni care cad drept de sus până jos ca să nu îmi facă prea picioarele alea groase, să-mi facă așa o formă mai feminină. Deci, care-i sensul să te îmbraci cu o bluză strimtă, 5 numere mai mici decât tine și ți se vadă șuncile alea și pe aici și pe aici? Adică nu mai ești o persoană, ești un crnat. Nu e estetic, nu e feminin, nu e frumos. Nu vă mai luați bluze strimte dacă sunteți un pic plinuțe. O altă chestie care pe mine mă scoate de nervi, din sărite, este când se vede închizătoarea la sutien sus aici, tocmai aici. Why? De ce așa ceva? Adică, ok, ai sânul mare și eu am niște țâțele de nu se mai termin. Dar îmi iau, nene, măsura mea. Dacă, ce se mai întâmplă, că și eu nu sunt chiar mare de circumferență așa, le strimtez, o pun pe mama, mi le coase și strimtez chestia aia care se duce în spate, că altfel ți se ridică jos, ți se lasă sânul în jos și tu stai cu aia, zici că ești înhăitată, zici că ți-a pus hamuri ca la cai. Deci,
încercați să vă luați sutiene cu măsura voastră. O altă chestie pe care mă scoate din sărite sunt sandalele cu toate degetele pe afară, așa, care iese din, din sandal. Ce se întâmplă? Ok, forța de gravitate ne duce piciorul în jos. Dar în momentul în care tu ți-ai o sanda ori prea mare, ori prea mică, să sufoacă degetele alea acolo și le sufoacă așa și fuge în față dacă e prea strimit. Dacă e prea mare, o ia așa la vale. Și chestia este, ok, transpiri, ai, bagă nene, sunt în farmacie niște chestii din silicon care se pun pe dedesubt pe talpă și blochează piciorul acolo. Că sunt oribil să vezi cu degetele alea care mai atinge și pe jos, pe asfalt, și când mergi faci ca atunci când calul merge cu cu copitele pe asfalt. Cam astea au fost erorile de modă pe care eu nu reușesc să le să mă uit la ele, orice, că mă scot din sărite. Sper că video-ul v-a plăcut. Nu uitați să dați un like. Și ne vedem la următorul video. Ciao!